Bună, sunt Alexandra, mi se zice Alexa, am 25 de ani, sunt din Ploiești, dar am venit la facultate în București. Momentan sunt model, sunt freelancer, dar profesez, adică banii mi fac din zona de modeling, reclame. Se pare că mă plac cei din India, fac reclame pentru India. Păi, ultima mea relație a fost destul de complicată. A fost o relație care m-a ajutat destul de mult să cresc pe de-o parte, dar pe de altă parte a scos așa părți din mine care în mod normal nu e ok să fie scoase. Pe termen lung poate să fie destul de... să te consume destul de tare. Îndrăgosteala mi se pare că e una care are legătură și cu corpul și cu pulsiunile și cu magnetismul. Na, dragostea e frumoasă, îți dă energie să creezi. Îmi place foarte mult ca un băiat să fie deștept, inteligent. Să aibă și intuiție, pentru că uneori degeaba ai doar rațiune dacă nu simți cum trebuie să fie, cum e de fapt realitatea. Să fie special, nu știu, n-am neapărat o tipologie de bărbat care îmi place. Trebuie să-l simt așa cu totul, trebuie să fie un bărbat complex. Să simt că e ce trebuie. Deci n-aș putea să zic că e un bărbat anume care îmi place și doar pe ăla-l caut. Sunt deschisă. Ideea e că eu de vreun an de zile mă gândesc să îmi iau o mașină. Am din 2012 permis și tot nu mi-am luat mașină. Și toată lumea zice, hai mă, cum să ai permis să n-ai mașină? Și uneori mă mai duc la tot felul de petreceri dintre astea în afara Bucureștiului, în natură și mi-ar plăcea o mașinuță. Bine ai venit! Mamă, dar ce apariție chic! Stai puțin că nu înțeleg aici niște lucruri, cum se leagă ele. Ce faci, draga mea? Bine ai venit! Mă bucur să te cunosc! Draga mea, dar ce agrafă! Deci e un fel de agrafă dată artizanală, e un zituri, un act de siguranță. Un act de siguranță și aici, de fapt, sunt niște plămâni. Stați ca să vă explic, că nu știu cum să facem la ora asta. Tu să fii pe fază, Laurențiu, da? Deci, practic, sunt niște plămâni pe... Scuzați. Acum este am văzut. Este un fluturaș pe care eu... Deci, practic, sunt plămânii, da? Te-ai scos cum ar veni cu plămânii la înaintare. Respirația e foarte importantă, da. De oxigenare. Da. Îmi place, da, ești chic. Și pe India, așa, ia loc, te rog. Alexandra, ești din Ploiești. Și mie îmi pare bine. Da. Ce facultate ai terminat? Poți să repezi, te rog? Ce? Ce facultate ai terminat? Am terminat limbi străine. Ok, el e topograf, adică împreună puteți face treaba. Auzi, dacă vrei să-l pup sau ceva din asta, eu nu mă bag între voi, adică fiți naturali. O plăcere să te cunosc. Ai văzut cât de repede a venit spre tine? Da, frumos, mulțumesc! Pe parcursul filmului tău de prezentare, tot timpul am urmărit pe Laurențiu, a stat cu zâmbetul pe buze. Nu, așa stau de obicei. Da, e zâmbet din ăla de televizor. Te sună cineva să zică, lasă-l, gata, oricum o să-l predai. Habar n-am, pe cuvântul meu, deci de data asta nu m-am uitat să văd dacă cine e, dacă are cine pe cine, dacă are pe cineva, nu ca să nu le încurc, adică decât fac vreo gafă, mai bine nu le știu. Habar n-am dacă e cu cineva sau dacă e singură, ea oricum trebuie să o țină pe ei că e singură, deci indiferent de care ar fi realitatea. Și vreau să te întreb așa, crezi că poți face față acestei provocări timp de 2 săptămâni, într-o casă cu un astfel de bărbat? Abia aștept. Da? Și eu. Bravo. Știi să minți? Ești convingătoare că minți? Nu știu dacă știu să mint. De obicei îmi asum tot ceea ce fac și sunt în adevăr. Eu asta simt despre mine și asta știu despre mine, așa că... Adică acum oricum ești singură, deci n-ai ce... Lucrez în modeling. Am jucat unele roluri, dar mici roluri și roluri ce se cereau. Deci acum, nu știu... Am înțeles. Bun am fost, dar eu mi-asum cine sunt.
fata singură. Ok. În total. Și cred că oricum, discursiv, toate îți vom spune că suntem fata singură. Absolut. Atitudinea și cum ne vei vedea în cele 12 zile, cred că o să îți demonstreze. Perfect. Oricum, fii atentă. Indiferent de ce s-ar întâmpla și indiferent de care ar fi realitatea din viața ta, ideea este să nu te dai de gol vreodată, fiindcă dacă e foarte atent la detalii, îți va aduce aminte la final. N-am cu ce să mă dau de gol, okay, pentru că sunt tu chiar ești singură. Autentică. Super! Îți doresc mult succes și bine ai venit. Mulțumesc. Și premiul ăsta să fie începutul, să fie prima rată sau poate chiar să-ți cumpere o mașină cu 5.000 de euro. Îți doresc din suflet. 500, 2500. Dar da. A, 2500. Era să te sară, ai văzut? Te ajut, nicio problemă. Era să te sară. 2500. Hai să cunoaștem următoarea.